Da. Cristian Mungiu spunea că te-a remarcat la Berlin, când era la Stați. Și că te-a invitat la București. Mai ții minte cum a decurs prima întâlnire? Am fost atât de emoționată la prima întâlnire, de fapt, nu mi-a venit să cred. Am luat-o pe o prietenă cu mine să fiu sigură că nu e vreo chestie pe ascuns așa și când l-am întâlnit a fost, pentru mine a fost magic, că văzusem foarte multe filme de-a lui, adică mai multe filme înainte și eram mare fan. Și chiar mă întrebasem ce face el încât să ajungă unde ajunge, să creeze așa un realism în filmele lui. Și da, am vorbit, am povestit un pic, ne-am înțeles foarte bine și apoi am citit pentru el și am lucrat un pic la niște secvențe care le avea. Și după jumătate de an m-a sunat și a zis că are un scenariu și ar vrea să dau o probă și m-am întors la București și the rest is history. Și pe urmă pe platou, ți s-a părut neobișnuit faptul că lucrează cu actorii în mod diferit de Mihai Haneke, de exemplu? Evident sunt doi artiști cu un profil foarte puternic și special și câteodată da, adică Cristian și ca și Haneke prepară foarte bine filmarea și asta contează foarte mult în sens de să știi înainte ce vrei să zici, cum vrei să zici, cum vrei să povestești o poveste ca noastră. Și am repetat cu o săptămână înainte să filmăm. Scenariul a fost extraordinar, deci noi nu am improvizat sau ceva de gen. Am lucrat la toate dialogurile care au fost scrise de Cristian, deci pentru mine a fost ca un cadou, să zic așa, că m-am relaxat foarte bine. A fost așa, el mi-a dat rolul ăsta și eu am avut doar, am trebuit doar să iau emoția din mine, să joc pe Eliza. Și nu a fost neobișnuit deloc, a fost foarte, foarte frumos, însă chiar am avut emoții când trebuiam să plâng sau, nu știu, să merg pe motocicletă sau ceva de gen. Că a fost mai neobișnuită să plâng 12 ore, o zi de filmare întreg. Da, pentru că câteodată mai făceam doar o secvență pe zi sau maxim două. Și, de exemplu, în ziua aia când am filmat pe secvența din cu subiectele la poliție, am plâns foarte mult și m-a durut capul apoi foarte mult, dar m-a ajutat Cristian foarte mult în sens de m-a susținut, m-a încurajat și da, adică m-am simțit foarte, pentru mine a fost foarte natural cumva. În primul rând sunt și eu fiică unui tată și de fapt tata a fost ieri la proiecție și a văzut filmul și apoi a venit la mine și a zis: măi, să zic, chiar m-am recunoscut în personajul ăsta de Romeo Alda și chiar am înțeles de ce a făcut chestiile pe care le-a făcut și pentru mine e la fel, adică și eu îmi iubesc părinții foarte mult și înțeleg relația între Romeo și Eliza și am simțit-o foarte mult, că m-am simțit extraordinar cu Adrian, care a jucat tatăl meu și m-am simțit foarte protejată de el și da, a fost frumos. Dacă ai fi în locul Elizei acum,
dacă s-ar relua? Nu știu, sincer să zic. Mi-am propus de foarte multe ori chestiunea dacă ar fi, dacă ce ar fi fost dacă ar fi trăit, dacă am fi trăit în România, dacă am fi crescut în România, cum ar fi fost drumul meu și ar fi fost mai bine, mai rău. Dar cred că aș fi stat, că pentru mine, și pentru mine e foarte important să fiu aproape de familia mea, să cumva fiu aproape de prietenii mei și să am propriul meu cum să zic, adică nu spațiu, e mai mult da, exact. La ce vârstă ai plecat? N-am plecat niciodată, am fost născută, crescută în Germania. Chiar, vorbești atât de bine, înțelegi. Mulțumesc frumos. Părinții când au plecat? Taică-mă e român, mama e nemțoaică. Tata a plecat la 24 de ani, cred, în anii 80, cândva. Și v-ați vorbit românește în casă? Părinții au vorbit în română? De fapt, mama a învățat româna pentru tata și culmea e că frații mei nu vorbesc română, nu știu de ce. Sunt doar eu. Și da, m-au crescut foarte mult în spiritul culturii românești, deci tradițiile și tot. Ne duceam foarte des în România când eram mică, la bunica, la țară, pe lângă Galați. Și mă tot duc, adică când am timp, așa, o fugă, mă duc la București sau la Galați să-mi văd bunicii și așa. O deci să mai duc filmul la Galați ca să vă arăt. Sper, da. O să însoțești echipa filmului? La seriile din România? Încerc, însă am un pic de treabă la Paris după ce termin aici și dar vreau foarte mult. Încercăm, în orice caz. După ce ai participat în Shooting Star la Berlin, ai primit mai multe propuneri de a lucra, pe lângă propunerea lui. Ce mai lucrezi acum? Acum am terminat, acum 2 zile, un film despre o pianistă oarbă, în 1777 la Viena. Apoi mai am făcut un film de acțiune în Germania, care se va lansa la sfârșitul anului și apoi acum nu știu ce urmează, sincer. Cine știe, poate mai am o șansă să lucrez în România, mi-ar plăcea. Cu cine? Chiar și cu Cristi Puiu, îmi plac foarte mult filmele lui. Cine mai e? Acum nu-mi vine să zic. Sunt foarte multe filme care îmi plac în România și regizorul cu care ar vrea să lucrez. Tudor Giurgiu, de exemplu. Da. Radu Jude. Cine știe? Nu știu. Care scena din film ți s-a părut mai dificilă? Cea cu care trebuie să fie? Cea mai complexă secvență. Didn't you see the timer? No. Okay, sorry. No, yeah, but you have a timer for. So. 1 minute ago. Ah, okay. Scuză. N-am știut. Thank you.